Bun, dacă îmi dați voie să intervin, în primul și în primul rând, la modul general despre subiect, au reieșit inclusiv de la dumneavoastră din emisiune și, în general, aceste discuții generează, eu știu așa, perspective diferite. Pe de o parte, încălzirea globală este, așa cum îi se spune, un fenomen global, chiar dacă, începând cu industrializarea, vinovații se regăsesc doar în anumite părți ale lumii, dar de suferit suferim toți. În momentul când se dorește schimbarea din mers și găsirea de soluții spre, eu știu, energie verde și alte aspecte de genul acesta, trebuie să ne aliniem cu toții, deși nu știți Domnul cum este acea Georgescu, vorbă, hai cu nu noi în emisiune. Deci, pe bune, iertați-mă, serios, sunt într-un film de noaptea minții astăzi. Băi, v-am întrebat foarte clar. Deci, nu avem probleme cu seceta, voi nici măcar n-ați reușit să puneți ministru, că se duce domn Scutaru cu toți ceilalți să ceară despăgubiri de secetă și voi n-aveți ministru. Pe cine Dumnezeu puneți mâine ministru? Legat de ceea ce a susținut domnul Scutaru, aveam și aici opinie, am vrut la un moment dat să intervin, dar erau foarte agitați în polemică și în dialog Salut, domnul Florescu și domnul Scutaru. Este clar, eu nu subscriu la ideea domnului Scutaru aceea că dacă se intervine foarte mult asupra grindinei, automat precipitațiile se pierd. Și chiar aveam acea informație că între timp am avut timp destul cât v-am ascultat pe dumneavoastră să caut informații legate de seceta, în specific din județul Vrancea, pentru că acolo au fost sesizările și nemulțumirile și într-adevăr am găsit acea informație că în comuna Țifești, din motive pe care domnul Florescu vi le-a expus, pe data de 29 iunie nu a putut fi exercitat, trimisă racheta pentru împrăștierea grindinei și atunci 300 de hectare de vie au fost distruse. Acum, vedeți dumneavoastră, spuneați mai devreme la începutul emisiunii că ne uităm la încălzirea globală, la fenomenul de secetă și atâta timp cât nu ne afectează în mod direct, avem o opinie. În momentul în care ne afectează în mod direct, avem o altă opinie și că se pune în balanță întotdeauna interesul acesta cu interesul economic și trebuie să ne asumăm într-o formă sau alta. Domnul Eu cred deputat, că... ministrul la agricultură, cine? Bun, eu consider că am avut un ministru foarte bun la agricultură din motive pe care dumneavoastră le S-a știți, spart. nu se mai află. Ați subliniat foarte bine faptul că în PNN